Vă salut prieteni, sunt Doru Pop din Seattle, îmi pare bine să fiu împreună cu voi pe calea aceasta. De data aceasta o să răspund la niște întrebări, la o întrebare mai bine zis, primit 3 sau 4 întrebări pe tema aceasta, dacă Putin va ataca Ucraina sau nu, care este părerea mea. Aceasta sub uh, titlul Ce se mai întâmplă pe la noi, episodul numărul 56, cred eu. Uh, așa după cum ați văzut, am cam încetinit uh, uh, această rubrică Ce se mai întâmplă pe la noi. Uh, nu știu cu ce frecvență o voi relua, uh, dar o să din când în când o să postez ceva uh, și la capitolul acesta. Uh, deci va ataca Putin Ucraina sau nu? Aici trebuie să spun că nu sunt uh, om politic, uh, uh, sunt doar un chibit și eu ca atâți alții uh, și încerc și eu să citesc, să urmăresc buletine de știri, să mă educ uh, și în general să gândesc ca un om normal. Adică eu mă consider un om normal, probabil că alții nu. Desigur că un om nu poate gândi decât în lumina experiențelor avute, a funcțiilor avute, a educației avute, a vârstei avute, a averii, a capitalului avute, a puterii și influenței asupra propriei persoane, dar și asupra altora și altor factori asemănători acestora. Aici, Putin și cu mine suntem normali, dar la alți poli. Și distanța dintre mine și Putin este probabil distanța infinitului. A, nu chiar atât de mare, dar am vrut să spun că este extrem de mare. Okay? Deci, toate cele de mai sus, pentru a face să înțelegeți că eu vorbesc ca un șoricel și Putin e un elefant. Mă rog, fizic poate că proporțiile sunt invers, dar asta nu contează acum. Putin a adus la granița Ucrainei de câteva luni peste 100.000 de soldați ruși, plus echipament, plus mercenari, plus orice altceva. Uh, și uh, mai sunt și acoliții rusofoni din Ucraina, uh, din zona Donbass. Se zice că e gata să atace. Uh, în mintea mea am stat să cujet. Ce are de pierdut Putin dacă atacă și ce are de câștigat? Mai întâi, ce are de pierdut? În primul rând, cu toată fanfaronada și cu peste 100.000 de mii de soldați angajați în manevre militare, cu echipament transportat în granița Ucrainei, nu, nu e chiar bine să te pui rău cu clienții care dețin piața de desfacere a bunurilor tale cele mai de preț. Europa Occidentală e vitală pentru comerțul cu gaze naturale și țiței rusesc, dar nu numai. De exemplu, mai în februarie, cândva, cred că săptămâna ce vine, Președintele brazilian Bolsonaro se duce la ruși ca să încheie niște alianțe cu ei și să încerce să își pună propulsie nucleară pe câteva din submarinele braziliene. În ceea ce privește țițeiul, vineri, prețul acestuia a crescut cu peste 3 dolari pe baril. Deci asta înseamnă că circa 15 milioane de dolari pe zi în buzunarele oligarhiei rusești și a baronilor petrolului din Rusia. Vor ei să piardă asta? Puțin probabil. În condițiile actuale de criză economică globalizată, dar și cu inflație, nu numai în America, ci și în alte părți, e posibil ca prețul petrolului să continue să crească pe zi ce trece. În al doilea rând, chiar dacă invadează Ucraina și câștigă controlul țării, pentru un timp urmează să facă față unui război de gherilă pe întinderea. Anilor de ocupație. Merită așa ceva? Apoi, războiul cu Ucraina în sine nu va fi ușor. Uh, orice țară care este atacată uh, uh, îi crește uh, uh, vertiginos patriotismul. Patriotismul ucrainilor va fi un plus în luptă, care nu este neglijabil. Uh, mii de ruși își vor pierde viața, precum și mii de ucraineni, bineînțeles. Și pentru ce? Cineva spunea că Ucraina este bogată în diverse minereuri și ocupă locul 1, 2, 3 în lume și așa mai departe, în diverse domenii. Merită atâta jerfă pentru minereuri. Și Rusia este bogată în minereuri cât vrei. Păi, ocupația rusească a Europei de răsărit s-a terminat de la 44 de ani de la al doilea război mondial. Așa cum știm, cu destrămarea Uniunii Sovietice. Dar ce 44 de ani au fost aceia? Ne amintim de neliniștile din Polonia, Ceoslovacia, Ungaria, Iugoslavia. A fost în continuu, o tulburare continuă în țările astea. Apoi au fost 15 republici, cred că, care au fost cândva Republici Independente, au fost absorbite în Uniunea Sovietică. Și au cauzat o mulțime de probleme și ele. Mai ales de pe la 1985, când situația economică în Uniunea Sovietică a generat tot felul de revolte în republicile preluate. A crescut naționalismul în fiecare dintre aceste țări, s-au înmulțit tensiunile etnice și a crescut și dorința de independență de Rusia. Îl mănâncă undeva pe Putin să aibă probleme, din nou? În al treilea rând, sancțiunile economice care ar urma. Ne-am tot obișnuit să auzim amenințarea cu acestea până când nu le mai băgăm în seamă. Dar merită să invadezi Ucraina și apoi să fii blocat pe la tot felul de bănci și tu și țara pe care o conduce oligarhia de la Moscova? Indiferent de cum gândește Putin și ce obiective are, nu cred că îl are pe acela de a se vedea în blocaj economic. Rusiei nu merge chiar atât de bine economic, după cum am cercetat ultima oară. Ei, dar să vedem ce ar avea de câștigat Putin. Aici nu prea văd mare lucru, aproape nimic. Uh, nu văd nimic nici cei ce gândesc la politica de globalizare a lumii, care este o realitate cu care începem să ne obișnuim în fiecare zi. Reacția în unison a întregii lumi la problema COVID-ului a demonstrat acest lucru. Că au fost unele măsuri mai draconice și mai exagerate în anumite țări, da. Dar, în general, lumea a reacționat destul de orchestrat, cam la fel, conduși de mâna unui dirijor nevăzut. Da, aici avem de amintit China și chiar și Rusia. China a ținut cât a putut de bine capacul pe populație și nu știu prea multe despre ce măsuri s-au luat și la ce vaccinuri s-au lucrat sau așa mai departe. Dar Rusia a fost mai transparentă și s-a încadrat mai bine în măsurile globale anticovid. În acest trend global, nu știu dacă războiul este o opțiune, mai ales că amenințarea cu acesta vine de la o fostă supraputere dar cu armamente semnificative. Apoi, arsenalul de armament nuclear este mare pretutinde, nu numai în Rusia, dar și în America și în alte țări răspândite pe glob. Vrea cineva să nimicească planeta aceasta a noastră pe care trăim? Pentru că un astfel de război, dacă degetul pe butonul roșu, cum se zice aici la noi, ar apăsa butonul, ar declanșa o tragedie planetară. A, ah, să nu uit! Singurii care au de câștigat și de o parte și de alta unui război sunt militarii și cei care se ocupă de investiții în armament, în industria de armament nu e așa că periodic merită să mai împrospătăm armamentul. Și ce altă ocazie mai bună decât să trimitem armamentul vechi să fie cheltuit într-un război, ca apoi să-l înlocuim cu altceva mai nou? Și atunci ce urmărește Putin? Știm ce zice la suprafață. Vrea să împiedice extinderea spre granița cu Rusia a NATO-ului. Dar este NATO o amenințare pentru Rusia? În condițiile globalizării, nu? Și nu a fost niciodată. În general, instalațiile NATO din România, din fostele țări, Estonia, Latvia, Lituania, Polonia și din alte părți, instalațiile NATO sunt mai degrabă cu scop defensiv decât cu scop ofensiv. Sigur că ele pot fi oricând actualizate sau reactualizate sau redestinate pentru altceva. Dar NATO nu a fost în general agresiv. Apoi, țările NATO, ca și Rusia, au mai mult de câștigat dintr-o economie globală. Și NATO n-a fost niciodată agresiv vis-a-vis -vis de Rusia, dacă mi-aduc bine aminte din istoria dintre puteri. Din potrivă, țări actualmente membre în NATO au fost generoase cu Rusia la sfârșitul celui de-a război mondial, de unde am și avut influența sovietică în Europa de răsărit și în Balcani. Aici se poate aminti că intrarea Ucrainei în NATO ar putea însemna că dacă Ucraina ar dori să ia Crimea înapoi de la Rusia, atunci, în virtutea articolului 5 al Alianței NATO, întreaga organizație ar fi implicată în acest război și probabil că Ucraina ar vrea ca să redobândească controlul asupra Crimeei, dar cam puterile mondiale s-au liniștit pe subiectul acesta. Și aceasta poate fi doar o ambiție locală și nu și una care să inspire și alte țări. Discuția cu Ucraina și membralitatea ei NATO este deocamdată în plus în momentul acesta. Cel mai simplu ar fi ca să se spună lui Putin de către Statele Unite și celelalte țări. Noi n-am înaintat Ucrainei nicio invitație de a fi membră NATO, o invitație oficială. Că, pentru că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Uh, în ciuda apariției subiectului, mai toate convorbirile și interviurile, NATO n-a oferit Ucraina membralitatea și e posibil să nici nu ofere foarte cuvânt, curând. De ce? Uh, pentru că Ucraina are probleme cu corupția, cu sistemul de apărare, cu regiunea Donbass, despre care m-am amintit adineori. În plus, Ucraina mai are și acest continuu conflict cu Rusia. Ok, și uh, nu cred că are uh, sens ca la, mom la momentul acesta să îi se ofere membralitatea. Uh, se cochetează cu ideea, dar uh, nu va fi nimic concret uh, din câte prevăd eu și cum citesc și pe Stratfor și în altă parte. Nici cucerirea Ucrainei n-a rezolvat problema lui Putin cu privire la expansiunea către Rusia a NATO-ului. De ce? Uh, uh, o Ucraină rusească ar aduce Rusia lângă NATO. Doar Polonia, România, Estonia, Lituania, Latvia sunt deja membre în NATO. Deci în timp ce uh, Putin ar ataca, ar ataca, Ucraina ca să uh, oblige NATO să nu uh, se extindă către Rusia, Rusia uh, cucerind Ucraina s-ar extinde ei către NATO. Să problema tot n-ar fi rezolvată. Uh, așa că unde este, ce, ce face Putin? Poate că e puțin plictisit și își încordează mușchii, vrea să fie băgat în seamă, vrea, vrea să-și păstreze popularitatea de care se bucură Rusia. Uh, și să spună restului Europei, hei, sunt și eu pe aici. Deși nici o țară din Europa nu poate uita că Rusia e acolo, că doar miroase a petrol și gaz natural prin întreaga Europa. Iar niște noi concesii economice făcute Rusiei n-ar strica deloc. Și acesta ar fi, deci, singurul câștig. Cum ziceam, vă urmăresc buletinele de știri de pe la noi, de prin altă parte și acum a abitir ca oricând se vorbește despre iminența atacării Ucrainei de către Rusia. Până acolo încât cetățenilor americani aflați în Ucraina, se spune că sunt vreo 30 de mii, li s-a dat o fereastră de maxim 48 de ore să părăsească țara, spunându-se chiar la niște buletine de știri și niște interviuri la unor șef de la Pentagon că ei au ceva date precise că prin 16 februarie, deci a treia zi după Valentine's Day, care este mâine, Rusia va ataca Ucraina. De partea lor, cetățenii ucrainei sunt extrem de liniștiți, cel puțin în aparență. Până și președintele ucrainean Volodomir Zelensky, sau cum îl cheamă, a spus că amenințările despre iminența atacării țării sale de către Rusia provoacă panică nenecesară și că el n-a văzut dovezile unei invazii planificate. Acum, dacă voi greși, nu va fi nici prima dată, nici ultima oară. Am mai făcut eu pronosticuri greșite, dar cel puțin nu mă declar proroc, ci numai mini chibiți politici care citește, ascultă și mai gândește pe de o parte și alta. Ceea ce complică situația este și poziția casei albe, care pare că dorește un război. Ce ar câștiga din aceasta, nu știu. Din nou, poate că numai cei care se ocupă de investiții în industria de armament, ei sunt singuri care avea de câștigat pentru că ar împrospăta investițiile și ar și buzunarele uh, cu noi bani câștigați de pe noi produse de armament. Uh, poate numai dacă un război uh, uh, să-i facă pe americani să nu se mai gândească la problemele de acasă, pentru că aici acasă avem probleme. Uh, sau poate un război care să spile amintirea retragerii rușinoase din Afganistan, dar Întreb eu, cine are încredere că administrația de la Washington și conducerea armatei americane care a gestionat, așa cum am văzut, retragerea din Afganistan, ar gestiona mai bine acest, această criză? Deocamdată, cancelarul german se va duce la Kiev în 14 februarie, mâine, și la Moscova în 15. Spuneam mai despre președintele brazilian Bolsonaro, că și el se deplasează în Rusia între 14 și 17 februarie. Sigur că era și alte scopuri în vizita sa. Dar toate acestea, și multe altele, uh, întâlniri, convorbiri și așa mai departe, pentru deescaladarea conflictului. Uh, părerea mea este că uh, sunt. Uh, șansele sunt 50%, 50 pentru, în ceea ce privește, atacarea sau neatacarea Ucrainei. Uh, cred că, uh, dacă lui Putin îi se oferă niște concesii economice serioase. Uh, și să-i se să -i, să -i spună uh, clar, să, negru pe alb, să-i se comunice, bă, noi nu ne-am oferit uh, mem, o, membralitatea în NATO la Ucraina și nu vom face în următorii 30 de ani. Poate asta este mult mai, mult mai corect să se facă așa, atunci conflictul s-ar încheia. Cum Aici încheiem și acest episod din ce se mai întâmplă pe la noi. Dumnezeu să fie cu voi, să vă binecuvinteze, să vă păstreze în sănătate, să ne vedem cu bine data viitoare, oricând va fi așa, dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta. La revedere!